Salutare la toată lumea, Ștefan aș de la proiecte diverse DIY. Avem în filmulețul ăsta invitat special pe Hector Berlioz. Nu știu dacă ați auzit de el. Eu cu Hector vom găti niște supă de legume cu crutoane și vreau să vă împărtășesc și vouă cum să face această supă. După cum vedeți, i-am agățat de piciorul lui Nenea Hector Berlioz, un conductor de PE. El săracul se credea în clasa a doua, dar din păcate se vede după el, fiind ca Iron Man, e clasa a întâi, deci îi trebuie PE, deși gurile rele susțin că nu e nevoie de PE. O să facem o supiță, dar mai întâi să conectăm tot ce trebuie conectat pe aici, gen pe la pe, gen fază la fază și nul la nul. După care, dacă și intrăm azi un pic așa. Bun. După care mai avem o legătură de făcut, tot cu Vago. Ca să-l mai conectăm o dată pe Nenea Hector. Nenea Hector, clasa 1 de izolație cu figură de clasa 2. Bun. Și primul lucru când începem orice ciorbă, supă, cazan de țuică, trebuie să punem apă. Fără apă nu iese. Nu suntem blonda aia de apărut la TV care se întreba de ce n-are zeam o ciorbă. Aol. Mi-am adus aminte acum. Pus un pic de apă. Să vedem dacă reușim să o fierbem. Sau nu. Stai drept. Frumos și elegant. Albastru la fază. Glumesc, verde galben la fază. Așa. Toate bune și frumoase. Și avem primul concurent aici. Gel box. Al doilea gel box. Asta e pentru ciorbița noastră, e un fel de cubu Knorr. Cam așa ar trebui să fie. Acel cub Knorr. Acum alții sunt cu galina blanca, cu alte chestii nărăvașe. Și mai desfacem unul. Uite și o clemuță. Și ultimul cub de Knorr. Și hai să vedem ce se ștrumplă. Avem aici ștecherul, dar îmi place că nu stau sub apă.
Ce să-i facem noi? Să stea sub apă. Îi mai punem niște apă. Nu? Așa ar fi logic. Sau... Dar nu vrea asta să intre pe aici. E lărăvaș. Așa. Hai să mai punem niște apă. Să fie. A scăzut în orbita. Să fie până sus, zic. Aproximativ. E până undeva aici. Nu știu de bine vedeți acolo. Eu am 16 proiectoare care îmi bat în ochi din toate direcțiile. Și hai să-l alimentăm pe Monsieur Hector Berlioz. Să vedem ce îi duce capul și dacă sare în aer sau nu. Uite-l pe domnul Hector, că s-a și aprins. Și e legat săracul în apă. Dacă începe să fiarbă apa, înseamnă că cnorbița nu e bună. Ceva se întâmplă cu cuburile astea cnor. Dar eu zic că e destul de relaxat. Avem ceva în apă? Ia să vedem. Oricum nu vedeți voi acolo, nu văd eu de aici, dar nu e, nu e nimic. Da? De asta spune Vago că sunt submersibile sau am citit eu prost. Ia să vedem ce zici. Easy, fast, bla bla bla. Nu știu când ne ajută. Rated car, la la la, tra la la, bla bla bla. Da. Scria undeva că ați văzut filmulețul. La la la. Resistența de izolație 5 megaohmi. Suitable for identify așa. Can be used below voltage. La 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 la. Nu găsesc. Deci nu găsesc. De ce nu găsesc? Că scria submersibil ceva de genul ăsta. Da, oricum, se vede că Hector e mulțumit și încă luminează, nu-i place că l-am legat de picior cu peu, asta e, nu-i place, scrie acasă. Da, cam asta la filmulețul ăsta cu submarinul. Ne vedem la filmulețul următor. Bye, bye!